Ne-am oprit în aceste zile de aflux vegetal la Ghimbav, lângă Brașov, comună cu bună tradiție în creșterea vitelor. Cele 500 de vaci ale cooperativei agricole sunt în plin vârf de producție. Fiecare din ele are în plan să dea câte 2800 de litri de lapte anual. Cu pricepere și grijă gospodărească sunt crescute junincile provenind din recordmenele fermei. Lipsa relativă a pășunilor este compensată prin culturi intensive de furaje pe parcele fertilizate cu îngrășăminte chimice. În aceste condiții, fapt prin excelență notabil, zootehnia va depune în casa cooperativei un venit de peste 2 milioane lei.